apărut butonașul, luminița. Da. Ok. Bună, Cristina. Bună. Ce faci? Cum te simți? Cum e la tine? Foarte bine. Am crezut că voi rămâne fără internet. A fost o furtună așa de jumătate de oră. Și acum este soare. Îmi place să cred că este reechilibrarea climaterică a Terei. Deci observ transformări și le simt. Da. Este foarte bine atunci. Pentru noi Sigur că toți. da. Sigur că da. Să nu mai plecăm urechea la cei care vor să le facem jocul și pun tot felul de postări negative să creeze egregori de energie. Să ne păstrăm la un nivel înalt, Sigur cu că da. gânduri pozitive. Sigur. Păi, astăzi o să lucrăm în sesiunea aceasta. Cum are două nume clienta noastră, Lily? O prezentăm sau? Da, un Lily, singur nume. da? Deci pentru Lily. Și o să citesc punctele pe care ni le-a transmis pentru a le analiza în această sesiune. Deci este nemulțumită de kilogramele în plus, de viața sexuală, de problemele de sănătate, de viața de familie și și serviciu. Are multe cicatrici pe corp, am înțeles câteva intervenții chirurgicale, așa, simte teamă, furie, deznădejde, blocaj în gândire și luarea deciziilor. Vrea să vadă aspecte sau, eu știu, să vadă cum este relația cu Alexandra, fica sa, cu tata și cu mama. Intenționează să divorțeze și să achiziționeze o locuință nouă prin credit. Vrea să vadă dacă ar fi benefică treaba asta sau, eu știu. După care vrea să facem un cinematograful nostru. Micuțul nostru Da. cinematograf, să chemăm în eteric părțile subliminale ale fratelui decedat, să cheme partea subliminală a lui Gavril, actualul soț, și a mamei lui Gavril, Maria. Mai vrea să cheme pe Vladimir, un prieten, și pe bunica Pachita. Astea ar Da. fi punctele. Aș vrea eu totuși o mică precizare. Să fac și eu pentru cinematograful eteric. Noi facem lucrul ăsta, dar cu ce scop? Deci chemăm cei dragi care ne sunt solicitați de clienții noștri în eteric, dar îi chemăm cu scopul părțile lor subliminale, cu scopul ca de a conștientiza informația care reiese din sesiune. Oarecum putem vedea, arunca un ochi, să zicem, în relațiile, corelațiile cu ei, însă nu este timp într-o sesiune să nici timp, adică telepatul obosește foarte mult, dar nici nu se poate să analizăm fiecare parte subliminală. Deci nu se poate în sesiunea respectivă. Deci scopul pentru care îi chemăm părțile subliminale, este acesta, de a le da informația și de a-i ajuta să conștientizeze părțile lor subliminale. Ești de acord cu mine? Da, sunt de acord, țin să precizez că doar în caz de este o E, conexiune comună o vom exact, curăța. aia sigur că da, că nu avem ce Da. face, că nu putem rezolva cazul nostru dacă nu curățăm și conexiunile, legăturile conexe. Ok. Ești pregătită? Da. Deci voi număra descrescător de la 5 la 1. Timp în care corpul tău fizic se va relaxa din ce în ce mai mult. 5. Corpul tău fizic se relaxează.
Și este din ce în ce mai greu. 4. Simți o greutate din picioare până la cap. 3. Doi. Acum voi număra de la 1 la 3, timp în care tu vei localiza în eteric partea subliminală a lui Lili. 1, 2, 3. Da, m-am conectat cu ea, am găsit-o. Întreabă, cere acordul dacă vrea să lucrăm în această sesiune cu și pentru ea. Pentru a înțelege acest răspuns, aș dori să descriu cum o văd. Sigur. Deci ea este ca pusă într-un cilindru de lumină, într-o energie și toată partea din spate, deci ca o haină, ca un costum, deci are o libelulă de culoare neagră veneție. Această libelulă în momentul când partea e subliminală a deschis gura, știi, eteric vorbind, știi, și a vrut să dea acordul, deci i-a pus unul dintre picioare pe gură, ca și cum Este, ar fi da, vrut să blocheze. Dar eu este îi citesc. interferată de această Da? Deci entitate. este, cum să spun, este dirijată, nu interferată. Dirijată complet ca o păpușă cu sfori. Este dirijată, dar partea subliminală mi-a dat acordul. Deci am citit acordul. Acolo nu poate să o blocheze complet, știi, în mental. Păi atunci cum procedăm? Rezolvăm întâi interferența asta, nu? Un pic o ating. Pot să ating și libelula ca să spun ce este? Dacă tu consideri că nu-ți face rău? Nu, nu-mi face rău. Nu are cum. Îi investighez, deci nu mă conectez cu ea în niciun caz. Pur și simplu, deci sunt spectatorul acestei scene și încerc să obțin informație cât mai precisă și curată atât. Mă implic emoțional. Are ADN mantid și ADN plasticat libelula. Deci este o entitate pe două treimi mantid și o treime bionică. Da. Așa. Îi citesc și ADN-ul solicitantei noastre, dacă tot mă Da. Dacă îmi permiți, bineînțeles. Sigur. Da, este ea și ea este hibridată mantid. Deci are un procent de 22,78 mantid. Are uman, umanoid și problema este că a început să o hibrideze pe solicitanta noastră și a băgat un 1,2% din acel ADN fals bionic. Al libelulei. Da, da, deci o transforma, încerca să o transforme. Se pare că partea subliminală a simțit acest lucru și a cerut cu disperare ajutorul. Libelula asta care o este pe ea, are conștiență sau este un implant? Este o Nu, entitate sau un deci implant? este o entitate, deci are
corp spiritual are, Mhm. așa. Problema este că, deci, are minte, conștiință, dar vestul are ceva atașat, ca și cum ar fi un bec de conștiință suplimentar. Acest bec, să spunem, de conștiință suplimentară, este conectat printr-un fir, într-un portal. Mergi la portal să vedem cine e responsabil de. Acest portal duce într-o altă dimensiune și într-un fel de lume. Într-o... Merg acum. Deci este un gen de planetă artificial creată, seamănă cu planetele naturale, deci are sol, un fel de atmosferă. Atmosfera nu seamănă cu cea a Terei, așa se află în dimensiunea 3 și jumătate, așa am primit 3, între 3 și 4, în orice caz. Așa. Sunt câmpuri întregi, câmpuri întregi, așa, în care sunt plantate acest gen de becuri. De fapt, sunt extrase din conștiințele unor suflete cu care au avut ele de-a face. Și prin acest mod se pot atașa de persoanele fizice de pe Terra, să spunem. Deci ar fi o, să zicem, pe planeta asta ar fi o fabrică a lor de Da, aceste. da, da, da. Este un proiect mare, Un o. proiect. Ok, zi. Sunt foarte multe ființe care lucrează la acest proiect, deci numai umanoizi și ceva ca niște furnici în două picioare, de dimensiuni de la un metru în sus. Cheamă-l pe șef. Este un reptilian, șeful. Este roșu la culoare. Așa. Este îmbrăcat și în partea de jos. De obicei nu sunt îmbrăcați în Da. partea de jos. Deci are și pantalon și vestă și, bineînțeles, nelipsiți epoles militari și decorațiile. Este mândru, nu? Are mult ego. Da, este, bineînțeles, este mândru că a fost ales pentru acest proiect și a reușit să-l dezvolte cu succes timp de 50.000 de ani, îmi spune pământești, dacă dorim să știm. Cum îl cheamă? Gumus. Humus. Gumus, cu G de la Gabriela. Gumus. Da. De la gumă. Da. Ok. Păi hai să-l interogăm un picuț, nu? Care este scopul acestui proiect? Spune că noi, pământenii, suntem foarte curioși. Și curiozitatea se plătește și nu cumva tot scobind, exact așa s-a exprimat, și căutând pe unde nu trebuie, să ne merim cu conștiințele în acel câmp. Deci încearcă să mă intimideze. Ameninți, da. Da. Scopul acestui proiect este... Bineînțeles, ceva de care noi nu trebuie să știm, deci nu-mi dă informații aici. Eu singură că nu vreau să-mi o dea, deci este foarte egocentrist, Auzi, de așa. asta e un pic până eu citești tu. Vrei să-l canalizăm un pic, să vedem cum, ce ne Da. răspunde. Vrea? Da. Vrea să vorbească sau nu vrea el? Nu prea vrea, dar știe că Hai să este vedem un subiect. pic ce, puțin, nu mult. Gumus? Da. Bună ziua! Are vreo importanță? Nu există zile? La noi există pe Terra. Și este o. Există. Da.
Există pentru că am avut noi grijă să vă facem o delimitare a timpului ca voi, aceste biete suflete captive acolo, să înțelegeți cât de trecători sunteți. Ok. Vreau să stăm puțin de vorbă. Vrei să vorbești cu mine? Nu prea vreau, dar știu că oricum trebuie să răspund la întrebări. Uite, noi lucrăm, eu și partenera mea prin care vorbești, lucrăm în această sesiune pentru clienta noastră, Lily, care ne-a contactat având mai multe probleme cu care se confruntă aici pe Terra. Intrând în investigație, am găsit această interferență cu această libelulă și am ajuns la tine. Tu ești responsabilul acestui proiect. Bineînțeles, tu știi că Lily a fost locotenentul meu cândva? Nu. Ei, prima ei încarnare pe Terra, asta a fost. Îmi aparține. Nu, Lily nu poate să aparțină nimănui decât Sieș însăși. Da? Dacă voi nu credeți, eu îți pot arăta un contract prin care ea singura a decis că mi-aparține. Da, o să ajungem și la contract. Nu este problemă. Aș vrea să ne spui care este scopul acestui proiect pe care îl dezvolți de 50.000 de ani terestri. Pregătirea pentru un corp pe care noi nu trebuie să-l creăm mereu. Un corp stabil, corp terestru stabil. Am obosit creând corpuri. Am înțeles, dar părțile subliminale care vor fi atrase în acest corp terestru stabil, vă interesează cum or să se simtă, cum or să trăiască în acele corpuri? Într-un război nu sunt numai învingători, sunt și învinși. Dar, din păcate, în relația asta cu voi, noi părțile subliminale care venim pe Terra ca și oameni, suntem mai mult învinși din câte văd. Adică noi. Asta s-a mai întâmplat și știi că toate se repetă în mod ciclic în univers. Da, se repetă, dar ar trebui ca și voi, ca rasă, să avansați în conștiință, nu? Avansăm în conștiință, dar noi plecăm definitiv. Voi vă întoarceți mereu. De ce nu ne-ați ajuta ca și noi să trăim veșnic ca voi? Probabil că așa am fost creați, nu? De către Tatăl Creatorul. Fiecare rasă. Cândva și noi am fost ca voi, dar esența aceea pe care voi o aveți încă în interiorul vostru a fost atât de instabilă și de neprevăzută și crea atâtea probleme încât am fost de acord cu toții să ne-o suprimăm. Dar nu am calculat și alte consecințe. Ok. Bine, haide, lasă-mă cu Cristina. La revedere. Cristina? Da. Ești Foarte bine? grea. Da, Grea sunt bine. Grea energia? energia, deci cum să spun, simțeam că îmi pleznește creierul. Deși mi-am ținut în frâu vibrația, deci foarte apăsătoare, e ca și cum ar fi creat înăuntru meu o fântână, un portal negru, știi, prin care încerca să mă scurg înăuntru. Ridică-ți vibrațiile și echilibrează-te.
Sunt bine. Da? Da. Ok, ne-a vorbit de un... Vroia să-mi arate un contract pe care partea subliminală a lui Lily l-a făcut cu ei. Spunea că Lily le aparține, e a lor, și că să-mi arate, să-mi demonstreze un contract. Ok, păi hai să mergem la contractul inițial. Prima dată când a intrat în contact Lily, partea subliminală a lui Lily cu aceste entități conduse de Gumus. Da. Deci o văd pe Lily, deci venind într-un corp semifizic, să spunem. Deci este un cumul ca o plasmă și materie un pic organică, deci nu e parțial grosier. Terestră. Da. Așa, deci nu ne aflăm pe Terra. Ah. Nu ne aflăm pe Terra, ia să vedem pe ce planetă suntem. Este un satelit de lângă Saturn. Deci ei aterizează într-o bulă energetică, știi, cu creată în acest fel încât să se simtă confortabil, dar nu este o navă spațială fizică. Ei vin acolo ca să creeze ceva pozitiv. Deci vin din Aldebaran să ajute la... Deci au un gen de stație acolo să ajute la ridicarea conștiinței. Ulterior, după ce vor fi înmulțiți pe echipe, sunt 47, la număr vor fi tot cu comandantul și personalul, așa zisei nave și un gen de responsabil, dar nu vor să-i numim șef. Așa vor fi împărțiți pe echipe și vor merge pe Saturn într-un gen de închisoare spațială unde sunt conștiințe foarte uzate. Știi? Deci vorbim Ulterior. de humus. Da, deci este un proiect benefic, practic. Nu este proiectul lui Gumus. Gumus apare în scenă mai târziu. Deci este responsabilul unei zone de închisoare. Se pare că în această închisoare de pe Saturn, în diferite corpuri fizice captate, blocate cumva, care își încheie totuși experiența în acea închisoare, dar sunt captate din cauza vibrației foarte joase imediat, sunt adunați, cum să spun, suflete care au avut experiențe foarte, foarte negative. Deci, un fel de criminal. Suflete de oameni de pe Terra, vorbești. Nu de pe Terra, nu sunt Nu. numai de pe Terra, Ah, nu, nu, nu. sunt de prin. Da, de prin Universul. Sunt foarte mulți acolo, adunați. Sunt Și cumva împărțiți pe rase. Și ce fac acolo? Deci îi adună, îi ține în închisoarea asta, în ce scop? Deci scopul celor care țin acolo nu este unul benefic. Deci lasă să-și termine experiența practică, îi recaptează, îi reîncarnează în ce vor ei și seamănă, înțelegi? Ca puncte de disensiune într-o anumită lume, unde au nevoie ei să se petreacă ceva. Deci e un laborator atunci, să zicem. Da. Și Gumus în ce categorie este? Face parte din sufletele astea închise și recaptate sau face parte din cei care se ocupă cu proiectul? Cei care se Se ocupă ocupă cu proiectul, proiectul. da, este un gen de specialist, are grad de subenalt. Așa, și cum unde apare contractul părții subliminale a lui Lily cu Gumus? Știi cum li se, deci odată ajungi de pe stația, așa zis, stația orbitală, pe planeta în sine, Da. așa, li se spune că pentru a înțelege întreaga gamă de experiențe prin care a trecut acel suflet, acea ființă, așa, ei trebuie să se reîncarneze. Deci, cum să spun, li se dă câte un responsabil pe un grup de suflete.
sete. Și trimite la încarnare grup. De exemplu, o persoană, știi, din echipa pozitivă de pe Aldebaran, așa și alte 19 suflete, deci un grup de 20. Și trimit, dar partea ascunsă a acestui contract este că ei, odată încarnați, nu vor avea libertatea de a-și face misiunea, ci vor suporta aceleași consecințe nebenefice ale încarnărilor ca și ceilalți 19 care are în subordine. Păi și Lili unde este aici? Deci este Partea una din subliminală. partea subliminală, deci tocmai a fost repartizată în acest moment. A mers la Da. momentul când a fost repartizată pe, ca așa zis, responsabil, pe 19 suflete decăzute. Și cine face parte din cealaltă parte din contract? Deci e partea subliminală a lui Lili, care a fost Da, deci repartizată. semnează un contract atâta timp cât va avea încarnări, așa, deci ea trebuie să aibă grijă de aceste 19 suflete, deci să se încarneze simultan cu ele. Și semnează cu cine? Cu Gumus? Da, cu omul Cu în sine Gumus, în semnează, sine. da. Păi și întreabă pe Lili dacă, uitându-se acum pe contract și văzând partea de viitor, cum s-a desfășurat acest contract, ce părere Nu vrea să mai aibă loc contractul. Deci refuză. Pentru că ei se blochează, deci și modul de evoluție, de învățare, îi se blochează și misiunea și toate. Nu vrea. Nu dorește. ok, deci în momentul ăsta suntem când Lili nu mai vrea să semneze și refuză, da? Și atunci ce, Gumus, ce face, ce zice? Deci o împinge cu un gen, cu un spot de rază de energie, înțelegi, care iese din palmă și corpul semifizic îi face explozii. Dar ea, ca esență, scapă și se înalță. Ok. Deci încearcă să o distrugă. Da. Dar ce, el nu știa că nu poate distruge? Nimic nu se poate distruge? Câteodată vezi tu când persoana asupra căreia, ființa asupra căreia acționa așa, deci sufletul se speria și rătăcea și era captat mult mai bine. Ok. Venim înapoi pe linia temporală până în prezent și uite-te dacă se mai manifestă ceva refuzând contractul din ceea ce a fost. Nu, pentru că a mers în lumea ei și a cerut să aibă încarnări libere prin care își poate exercita proiectul inițial benefic pentru care a plecat de acolo. Ok. Mergem un pic în lumea părții subliminale a lui Lili. Da. Se scrie un pic, vedem ce se întâmplă acolo. Deci, în primul rând, este ceva uimitor. Deci, trăiesc în niște chestii suspendate, ca și cum ar fi niște căsuțe rotunde, ascuțite, în gen de locuințe, dar nu sunt lipite de sol. Sunt suspendate. Înțelegi? Deci, este un gen de lume în care este totul invers și decât pe Terra. Deci, tot ceea ce avem, nu chiar tot, pentru că nu sunt construcții grosiere, știi? Deci ceea ce am avea noi pe sol, ei au în cer. Deci totul are loc în partea de sus, iar în partea de jos este ca un ocean de energie curată, ca o oglindă. Văd ființe lansându-se prin acea energie. Forma lor este gen
umanoidă și să știi că seamănă foarte mult cu o libelulă. Probabil, da, te seamănă cu oameni, libelulă seamănă. Ei au dimensiuni mici față de cei terestri. Deci nu sunt, cum să spun, este o parte dintr-o civilizație care sunt mai multe civilizații acum. Asta este civilizația din care aparține ea și se numește Mose, civilizația ei. Mose, Mose. Unde, în ce dimensiune se găsește locul ăsta? Lumea asta. Șase. Dimensiunea 6. Are puterea de a se oglindi în energie și câteodată se divide în două lumi ca apoi să se reunească. Deci e ca și cum s-ar oglindi și în acel ocean de energie și ceea ce se oglindește imediat capătă viață, să spunem. Se materializează, dacă nu e corect materializat. Nu există material. Da, deci se creează lume din lume. Da. Spune pentru cumularea de experiențe. Deci e ca și cum o ființă ca Lilith se poate dedubla, autodedubla. Înțelegi? Poate are capacitatea permanent fiecare ființă de acolo de a trăi două experiențe simultane fără probleme. În Am orice loc. înțeles. Deci scopul lor de a face asta este de a face mai multă experiență, de a cunoaște mai repede, nu? Revenim înapoi. Îmi plăcea acolo. Îți plăcea, nu? E Da. interesant. Da. Revenim și te uiți la partea subliminală a lui Lili și vezi ce ți se pare în neregulă, ce mai vezi. Deci a dispărut Da, a dispărut, să libelula. știi. Deci o bloca complet. Era ca o a doua piele, era ca, cum să spun, tu știi că libelula încerca, știi de ce a făcut proiectul? Inițial am căpătat un răspuns de la Lili. Am întrebat de ce a ales-o tocmai pe ea, o ființă din așa. Mi-a spus că multe ființe din lumea lor au fost captate tocmai pentru acea capacitate de a face două experiențe simultane. Deci încerca o parte de esență să o bage în corpurile lor grosiere, dar nu au reușit. Deci însăși partea lor subliminală, pură, privită în astral, știi, este ca și cum ar fi așa și se poate deschide așa. Uite, hai să începem câte un punct, nu? Sunt foarte mari dezechilibre energetice în solicitanta noastră, în partea subliminală. Păi și atunci ce ar fi mai bine să facem? Să încerce să-și echilibreze? Oricum, echilibrele energetice sunt urmarea unor programe și autoprograme. Deci asta la curățiri facem, nu? Da. Eu zic să începem să analizăm un pic punctele care ni le-a transmis Lili, da? Da. Are o energie atât de puternică, de ce mana, cum știi, după ce i-am desfăcut conexiunea de gumă, să știi că este, cum să spun, dificil de suportat pentru noi pământeni, înțelegi? E ca și cum te-ar izbi un spot de energie pe care tu, învățat la un anume prag, știi, trebuie să înveți să o citești, Gestionez. să o gestionezi. Păi, tu ia-ți oricum măsurile tale de precauție dacă te deranjează.
Deci am să aș dori să nu-mi ridic vibrația foarte mult, pentru că dacă o ridic foarte mult, nu mai observ anumite lucruri, știi? Da, știu. Deci eu trebuie să o mențin la un prag de Puneți siguranță un pentru perete mine. de... Puneți ceva. Un Da, paravan. am să-mi pun un clopot din energia mea peste mine. Da, mergem mai departe. Ok, deci începem cu punctele. Deci Lili este nemulțumită de greutatea pe care o are, are câteva kilograme în plus. Partea subliminală a lui Lili îmi spune că atunci când tu sădești o floare, da? O uși cu dragoste, ea crește. Dacă tu nu te iubești pe tine și îți simți corpul fizic în dizarmonie cu sufletul tău tot timpul și aproape că îi urăști imperfecțiunile, este și normal că la gândurile de joasă frecvență autoemise spre tine, corpul fizic va acționa și se va transforma ca atare. E ca o reacție a corpului, da? Da, Fizic. este ca. Deci este un Un autoprogram. răspuns, da. Da. Bine, să știi că ea a venit și cu un program pe gen de karma în această viață în care a fost scris acolo că va lua kilogram. Dar susține ceea ce a avut la încarnare prin atitudinea ei. Da. Nemulțumită de viața sexuală. Nu știu, un cadru relației cu soțul. Dar bine, a fost blocat acolo. Să știi că în zona, având de-a face, deci, cum să spun, începând de la cap până în picioare, numai blocaje avea. Deci, practic, în acest corp fizic trăia esența lui Lili și tot ceea ce vrea să simtă libelula neagră de la început, deci îi provoca Lilianei. Păi da, că spune că are și probleme de sănătate, dureri cervicale, Da, așa, diverse. durerile cervicale sunt pentru că ea știe în interiorul coloanei vertebrale, are un fir roșu, începând de la coccis până în creștetul capului. Asta e ce, un implant? Stai că spun să și-l scoată ușurel, știi, să-l pună în fața ei și să-și ia o formă, să-i comande să-și ia o formă adevărată. Nu este un implant, este o entitate. Ce formă Deci, ăștia? este o cobră roșie cu patru picioare, care stă în picioare. Cobră roșie. Cobra. Deci e o reptilă? Da. Cum o cheam? Ala. Ce face acolo? Și eu pe aici mai mănânc, mai înregistrez, zice. Am Adică o crezut că. interesează energia lui Lili. Da, a crezut că nu o vedem. Crezut că poate mai stă, mai mănâncă, mai. M-am ascuns așa de bine, dar voi tot m-ați găsit, zice. Da. Este un contract făcut de Lili cu Ala? Da, este de acum 3 vieți. Care Acest era contract. scopul? A, mergem la momentul încheierii contractului. Bun, deci mergem cu 3 vieți în urmă. 3 vieți în urmă, suntem în Bengal. Este un tânăr, este frumos, armonios la aspect. Baocum se numește. Da. Este un vânător de animale sălbatice. Este puternic și mândru de
meseria lui pe care o exercită cu succes, așa, iar actualul soț, vezi, este soția lui în acea viață. Iar soacra tot soacră e, dar din partea soției. Ce relație a fost între soț, soțul Inițial, și a fost armonios, dar cu timpul cred că partea subliminală a soțului cumva a evoluat și a înțeles că, vezi tu, aceste crime împotriva vieții nu sunt tocmai în regulă. Și a încercat să-i spună lui să își schimbe meseria, să mai ucidă animale. Iar la care, intransigent, tânărul a decapitat-o pe loc, pe soția lui. Pe soție, Da. care este soțul din viața actuală a lui Lili. Da. Și cu soacra, ce s-a mai întâmplat acolo? Deci, soacra era un gen de mag care se ocupa femei, bineînțeles, se ocupa cu tehnici voodoo. Și l-a blestemat. L-a blestemat. Deci, cum să spun, în momentul când din punct de vedere ezoteric, dacă observ scena, în momentul când are loc această scenă, deci în spatele tânărului, că solicitam Liliana, este o entitate fusiformă care așteaptă într-un dreptunghi din propria energie, într-o bulă, nu putem să spunem că bula are altă formă. Într-un hexagon, așa. Și entitatea asta este șarpele nostru, nu? Da, da, da. Și în momentul când își omoară soția, deci efectiv îi intră prin chakra corona, prin peștere, prin creștetul capului și se fixează acolo. Se știe unde trăia în lichidul cefalorachidian. Așa, Acolo și era. care a fost înțelegerea, adică cu tânărul nostru, Bocum, între Mai Ala? deci mai târziu conștientizează că el nu mai este singur, știi? Deci conștientizează că are acea entitate. Și merge la altă persoană. Să vedem dacă o regăsim și în viața asta fizică, care se ocupă tot cu vudu. Deci este o comunitate, cum să spun, primitivă și în care magia este la un loc de cinste, magia neagră. Așa. Merge, ia să vedem cine e persoana. Este un mag, o persoană de sex masculin. Nu au avut legătură în viața dinainte acestea. În viața să nu regăsim. Așa. Și spune că simte acea entitate. Că el se oferă să o scoată, în ghilimele. O scoate chiar în fața lui, dar de fapt era tot vasalul acestui șarpe și acel vrăjitor. Și este înșelat să facă un contract prin care el nu va mai simți durerea, pentru că totuși o iubea. Și pe durerea morții soției, prin care va fi dirijată o altă ființă să-i devină soție. Văd ulterior că se recăsătorește cu o fată, cu o adolescentă superbă. Așa. Și cu faptul că va fi puternic și de neînvins și va avea o platoșă nevăzută care îl va feri de atacul animalelor sălbatice pe care le vânează. Ok, dar acum, văzând Bocum, dă informația până în prezent. Da. Până la în momentul actual, când este Lily, deci informație din viitor, ce părere are? Deci vrea să rupă cât mai repede acest contract. Pentru că i-a provocat, deci citește informația cum ar veni în următoarele vieți. Așa, și vrea să rupă acest contract.
Păi nu, dar mai bine ajungem în momentul, ne zicem înainte cu câteva momente de a încheia contractul și nu-l mai încheie. Nu? Da, mergem înainte de a-și omorâ soția. Da, înainte de a omorâ soția, înainte de a... Pentru că vezi tu toate energiile acestei întâmplări, deci se transmit intens și în legătura lor actuală. Păi da, asta vreau Deci, să surprindem, să eliminăm. da. Deci Mergem. mergem înainte de a-și omorâ soția și ce face Bocum? Intră pe ușă, deci au un fel de locuințe primitive, Baocum, știi? cum ai zis. Baocum ai zis, așa. Așa intră pe ușă, într-un fel de cort, dar destul de luxos. În fine, și ea se aruncă la picioarele lui și îl îmbrățișează picioarele și îi spune: stăpâne, te rog, nu mai ucide animale, primesc vise de tot felul și așa. La care el pur și simplu o ignoră. Ignoră, nu mai are loc acea ceartă. Și mai departe trăiesc împreună? Nu. Ea se întoarce la mama ei. Se Ok, despartă. dar nu mai ia, nu ne mai apare legătura Da. asta Nu karmică, mai da? apare. Nu, nu, nu. Deci asta am eliminat-o. Acum mai avem solicitanta noastră, Lili, vrea să vadă ce legături sunt în relația cu Alexandra, fica sa, și cu tata și mama. În anul 1853 a avut o încarnare împreună cu fiica ei în Viena. Deci, Alexandra era un tânăr din burghezie, să spunem, cu poziție destul de înaltă, iar ea era croitoreasă, cusătoreasă. La un moment dat, deci, drumul vieții li se intersectează, el merge să-și modifice o haină de epocă, cum aveau ei, așa, și merge chiar în atelierul unde era ea, merge la maestra ei, de fapt, și ea ridică capul, se întâlnesc privirile, tânărul se îndrăgostește, se căsătoresc, este renegat de familie, fug împreună. Au un copil și ea moare la naștere și el nebunește. Ulterior, copilul este, care este tatăl Alexandrei din această viață, din Da. nou, așa, acum i-am citit ADN-ul, copilul este dus într-un orfelinat. Deci o viață plină de durere, într-un context, a avut și partea ei foarte frumoasă, până să rămână însărcinată, să nască și așa. Deci a fost foarte multă iubire, chiar dacă era o situație materială precară, de azi pe Da. mâine. Deci a fost foarte multă iubire acolo la mijloc. Dar este și cealaltă conotație. Deci morțile subite, faptul că a nebunit celălalt copil dat la orfelinat, toate aceste energii se transmiteau în viața actuală, acea Da, durere. da. Și tânăra Alexandra din această viață, deci își iubește foarte mult mama, o respectă, dar are momente când simte nevoia să o respingă și să o umilească din cauza energiilor din acele vieți. Adică să-i demonstreze de fapt că ea este deja independentă și că ca mamă n-are prea multe cuvinte de spus în fața ei. Ca apoi să regrete, deci are stări schimbătoare, are și ea implanturile ei și conexiunile ei, și să regrete și să încerce să repare iarăși printr-un spot de iubire exagerată, deci stări oscilante în Da. legătura lor, văd.
Da, hai să-i spunem totuși cât de cât să rezolvăm un pic din relația asta mamă-fică, Alexandra Lili. Spune-i Alexandrei, hai să-i, sau întreabă dacă vrea, să adune aceste emoții din această viață, așa să le adune și să le pună într-un portal care îi produc aceste stări emoționale oscilante în viața de actuală a Alexandrei. Știi, Alexandra, în momentul când ai spus să facă așa ceva, a început să le adune, dar ea e ca și cum ar fi după un perete de sticlă și nu poate ajunge aici la noi să le adune. Așa că o să facă lucrul ăsta mama, partea ei. Mama, atunci, cum vezi tu? Deci Da, cineva da, să... ca da. să ameliorăm oarecum. Mama poate să adune aceste emoții Da. dintre ea și fiică, ea și tată. Mhm. Ea și soacră. Da. Să știi că partea subliminală, când am spus la soacră, este roșie, este foarte nervoasă. Ca și cum, știi, mi-ar da un indiciu că nu vrea să fie deranjat. Nu nimic, a interferat cu solicitanta noastră și Da. solicitanta noastră ca parte subliminală are dreptul să-și curețe corpurile și energiile, emoțiile înghețate, energiile nebenefice. Și o și face foarte rapid și le comprimă, le face un punct cât o unghiuță și le aruncă într-un portal. Ok, Închis. revenim la... Ah, sì. Închis portalul. Închis portal. Deci revenim la micul nostru cinematograf, unde avem acolo, mai este mama actuală a lui Lily, partea subliminală. Da. Vezi, sau cum o vezi? Este sub fusta unui fedele. Deci a putut să a perceput, a auzit informația din această sesiune? Da, o aude, dar este foarte distorsionată și se pierde mare parte din informație. Din cauza, cum să spun, fustei fedeleului, adică un văl, știi? Fedeleul deasupra, știi, și are o fustă transparentă din energie și Păi mama da, dar ei este putem acolo. să intervenim aici? Cumva? Întreabă Deci ar... pe mamă dacă poate să, dacă ne aude sau dacă vrea să Nu, mai... o întreb în primul rând, vreau să întreb dacă îmi permiți partea subliminală a lui Lili dacă dorește să facă această sesiune și îmi spune că da, desigur, desigur și ne mulțumește chiar. Spune-i fedeleului atunci lui Lili, părții subliminale a lui Lili, să-i comande fedeleului din care o acoperă pe mama. Da, vezi tu ce știi ce spune fedeleul care o acoperă pe mamă. Deci cel mult poate să se dea la o parte ca informația să vină mai bine, pentru că ele au contract. Și Lili nu are voie că nu a făcut contractul cu ea, a făcut cu Da. partea subliminală a mamei ei, înțelegi? Da, bine, Deci... spune-i să se dea la o parte și comprimă toată informația de până acum din această sesiune și o bilă și transmite-o mamei lui Lili. Da, am făcut-o. Ce face mama lui Lili? Deci se uită în sus la fedele. Se uită și vede ce este, deci realizează ce este. Fedele, știi că nu este un înger, cum a crezut ea. Un înger protector, știi, îngerul ei păzitor. L-a crezut. De asta o înconjură. Pentru că ea s-a înconjurat cu falsa lumină a acestei ființe, crezând că este îngerul protector. Și acum că a Și văzut și a dat seama ce vrea să facă cu fedeleu. a întrebat ce cauți tu Da. aici. Deci îl vede la, cum să spun, cum arată Deasupra, la cu adevărat, distanță. da, îl vede cu adevărat că este zdrențuit, știi, și necăjit atunci când nu-i dă lumină, deci nu mai este o beată ființă de lumină, ci este ca o mole care și-a ars aripile la un bec. Cam așa arată.
Și i-a spus, nu te vreau. Nu te mai vreau cu mine, nu te mai vreau cu mine. Așa îi spune. Și fedeleul scoate o tichie de pe cap, ca o ventuză, știi? Și pleacă. Pleacă într-un portal. Ok, deci a vrut să plece. Da, S-a conformat. Era teamă ca partea subliminală a mamei, Da. lui Lil, și să nu-și ridice vibrații să-l arate. De asta a plecat așa. Ei, mai avem în cinematograf partea subliminală a lui Vladimir, un prieten de-a lui Lili. El a primit informația. A primit-o. A Cum vezi? conștientizat? I-a crescut conștientizarea? Da, între ei doi există o legătură sentimentală, cred. Deci au o legătură, au un cordon eteric, deci așa ca un infinit. Ca forma infinită, în formă de infinit. Dar energia din acest cordon este frumoasă, este alb-aurie și are vibrație bună. Ok. Îi lasăm așa, nu? Rămân așa. Ei doi? De Nu. ce? Fiecare, deci emițând iubire, se conștientizând partea subliminală a lui Lili acum, deci va putea să refacă într-un mod mult mai benefic acest cordon. Prin acest cordon, cu toate că este benefic, se transmit și anumite puncte ca de piper de stări de negativitate persoană spre ea. Deci, pentru ca Lily să poată străluci la adevărata ei valoare, trebuie să-i, părerea mea, trebuie să-i tăiem orice legătură. Și apoi, conștientizând și Își va crea o nouă, se va reface această legătură da. între ei doi pe noi baze. Da. Ok. Așa. Pune partea subliminală a lui Lili atunci să. A făcut-o deja. Deci era legat în două puncte acea buclă, știi, cu Da. cartea a infinitului, era legat în chakra inimii și în chakra bazală, în două locuri. Și la el la fel, știi. Și le-a scos ca și cum ai scoate un furtun gros, un tub. Deci l-a tăiat întâi și cu mâna. L-a tăiat și îl scoate prin chakra bazală. Îl scoate și de la el și îl aruncă într-un portal. Așa cum este. Nu-l comprimă. Nu așa întreg. A închis portalul. Ok. Mai avem partea subliminală a bunicii, care Pachita o cheamă, care se află aici la cinematograful nostru. Pachița. Pachita. Da. Aici Știi ce legătură? ce este bunica? Bunica este pliată între două luni. Deci, în primul rând, deci are o experiență jumătate din partea subliminală a bunicii, experimentează simultan cu partea bunicii. Deci a avut două experiențe în același timp. Da. Deci și cealaltă este o persoană fizică pe Terra actualmente. Deci jumătate din sufletul bunicii în bunică, jumătate din sufletul, cealaltă jumătate este altundeva. Oricum, aici e de analizat, nu Este știu. în Baku. În Baku? Da, Baku. Prin Rusia, pe unde asta? Da. Este tot un gen de bunicuță, roșcovan. Îi place să bea lui cealaltă. Cea din Baku? Da, are niște obraji roșii și zdravă, așa. E Le bazat mai pe ea. troscănește, nu? Da. Dar este o femeie energică și oarecum fericită. Trăiește într-un fel de sat, știi? Ok, asta ar fi legat de bunica, nu? Dar vreau să studiez legătura dintre ele,
Da. Probabil de asta a vrut partea fizică să Da, știe. da, da. A lui Lili. Adică, da, exact în viața precedentă ea a fost mamă. Deci bunica Pachița Da, i-a da, fost da. mamă lui Lili. Da, în viața precedentă, da. Ea simte terestru, se simte foarte legată sufletește de bunică tocmai din acest lucru. Au avut o relație frumoasă în viața Da, precedentă. ca mamă și fiică, da, au avut o relație plină de iubire. Și a mai fost cu ea și acum 9 vieți a mai fost cu ea. Deci au mai Dar avut reîncarnări împreună. da, au fost un gen de cavaleri fel de vizigoți într-o luptă, știi? Gen turnire, știi, cu nelipsitele armuri, cu cai, cu plată și așa mai departe, știi? Au fost un gen de prieteni. Ok, lăsăm asta când facem curățirile, da? Dacă vrea să, ce vrea să păstreze partea subliminală a lui Lili, păstrează, nu? A spus deja, numai emoțiile pozitive din aceste vieți. Da. Deci asta Și am atins, așa spune. informația de la orice. Da. Mai avem aici la cinematograf pe Gavril, actualul soț. Partea subliminală a lui Gavril, actualul soț al lui Lili. Dacă mergi să examinezi partea lui, deci cum să spun, el mi se arată în astral dansând cu 3 entități Draco. O femeie și 2 bărbați, știi, ca și cum ar face o horă și dansează de bucurie. Ca partea lui subliminală îmi arată că nu mai poate de bine că este în această condiție. Îi place lui. Da. A zis că îi transmite tot felul de stimulări și de plăcere sexuală. Deși ce e de făcut? Adică ce să facem cu Gavril? Este asta se continuă de 18 vieți. E agent de orgoni, domnul Gabriel. Înțelegi? Atât ca în carnare în femeie, cât și în bărbat. El cu asta s-a ocupat. A avut niște vieți, a fost dansatoare la Moulin Rouge. Când a fost bărbat, cocotă, masculin, știi, homosexual. Exact o viață înainte. În fine, nu mai vieți de astea a avut, știi? Legate de Se energia asta pare, orgonică. da, se pare că asta e prima viață dintr-un cumul de 19 care este cât de cât serioasă și în care are experiența unei familii. Deci în informația pe care o deține el, știi, ca ființă, prin încarnări, deci nu există iubirea asta de familie, știi, și nu știe să-și o manifeste, n-a mai trăit înainte. Da. Ei se transmit alte lucruri, deci ca și cum E, transmite informația din părții eterice a lui Gavril. Informația toată din sesiunea asta. O primește? Deci am făcut un gen de bile ca o Da. minge de tenis, așa de mărimea unei șan. Și s-a repezit una din entitățile cu care el dansează în hor, s-o prinde, dar a prins o parte subliminală. O mănâncă. Așa. Acolo, înăuntru, în partea lui eterică, e ca și cum s-ar desface conexiuni și sunt meridiane întunecate și energia din acea minge de tenis pe care am transmis-o luminează conexiuni și s-a prins. S-a, ca și cum o rețea este băgată în priză, știi, și încep să se lumineze părți meridiane, conexiuni. Și din partea spate a creierului văd că îi se aprind. Când se termină procesul ăsta, întreabă-l. Este frică să se dezlege de ea. Este teamă să se dezlege de ele.
Îmi spune că tu nu știi ele ce îmi pot face. Tu nu știi ce mi-au făcut și ce îmi pot face. Și eu îi spun că puterea este în el însuși, ființa lui. Exact. Deci el este stăpânul. Că la nivel energetic este mai puternic decât ei. Auzi, ia, fă exercițiul ăsta, spune-i să-și ridice vibrațiile, părții sub lumina la lui Gavril, să-și ridice vibrațiile cât poate și apoi să se uite din nou la entitățile astea, să vadă cum le vede. Entitățile mi-au spus că le călcăm pragul. Nu le călcăm nimica. Pentru că Gavrilă este soțul solicitantei noastre în această viață. Da, și a făcut viața mare, cum ar veni, Da. în această viață, ca urmare a conexiunilor. Da. Deci zi lui Gavrilă, părții lui subliminale, să-și crească vibrațiile și apoi trebuie să-l facem să conștientizeze cine sunt aceste entități de care lui e frică. Și-a ridicat vibrația și acea pungă, și ca o pungă, ca o tumoare apoasă, știi, cu frică, deci Da. s-a topit. S-a topit, dar vreau A să-l plecat. facem pe el să vadă, Da. să se uite înapoi la entitățile astea reptiliene și să se uite la ele de sus, să vadă mai sunt atât de fioroase, cum le vede acum, după ce și-a ridicat vibrația. Un gen de căței astrali, așa mi-a spus. Și atunci el realizează că ele n-au nicio putere atâta timp cât el nu le permite. Da, acum a realizat și se desface de ei. Deci se desface din horă. Au mai rămas cele trei în horă cu care dansa, dar le propulsează într-un portal. El a deschis un portal. Lateral, în dreapta, a deschis și el. I-a spus să nu le împingă, să nu le bruscheze, pentru că este o acțiune de joasă vibrație și asta este și scopul lor, să-și facă, știi, să-și scadă iar vibrația prea înaltă și să-l poată relega, dar el a înțeles și e ca și cum l-a teleportat, știi, ușurel. Bun, ne-a închis geamul la portal. Se Ok. scutură acum. Se scutură de reziduri și le adună, Da. văd, și așează valurile, energiile pe el. Fin. Îl lăsăm să-și facă procesul de curățare, da? Lăsăm deoparte. Mai avem un singur, adică mai avem un punct în care solicitanta noastră, Lily, ne întreabă, deci ne spune că intenționează să divorțeze și să achiziționeze o locuință nouă prin credit bancar. Ar vrea să vadă de beneficii vor fi aceste acțiuni. De ce zâmbesc? Pentru că în momentul când rostim bancă, rostim cuvântul complot reptilian. Da. Asta este. Deci astea sunt condițiile în 3D, știi? A tu... Deci sfatul meu pe care îl comunicăm împreună cu partea subliminală este ca după ce a face acest contract, oricum lucrurile se vor schimba cu rapiditate pe aici. Așa și sfatul nostru, știi, ca părți subliminale, vorbim părții terestre, al lui Lili împreună, din experiențele noastre, a mea și a ei. Deci, dacă ea își dorește, are liber arbitru, poate face acest contract să-și calculeze bine limitele și apoi să anuleze orice contract. Pentru că, vezi, orice contract terestru are o copie și o oglindire în astral. Da. Înțelegi? Și de acea copie și oglindire din astral, de la contractului terestru, anumite entități se pot lega și te pot interfera. Deci să anuleze prin intenție, prin cuvânt. După Apoi. ce face contractul de credit, spui tu, Da. apoi să anuleze contractul eteric cu entitățile din spatele contractului fizic de credit. Ok.
Și legat de divorț, e o acțiune benefică pentru Lily. Dacă așa-și dorește, aș crede că este o soluție partea eterestră, Da. dar partea subliminală spune că vor avea loc schimbări. Deci chiar dacă nu se mai reface legătura dintre ea și soț, deci prin tăierea conexiunilor pe care le avea soțul, foarte grav, Soțul așa se și va schimba. da, se va schimba și va avea loc o conlucrare benefică în privința ajutării Alexandrei și casa lor. Vezi că toate energiile astea le-a suportat Alexandra, tot acest fir de focuri dintre ei, știi? Deci le simțea, la nivel energetic simțea. Și avea momente când își ura ambii părinți din Da, cauza. pentru că provocau emoții negative, emoții greu de suportat. Mai avem un punct, Cristina. Ne întreabă Lily, de ce a trebuit să aibă așa de multe cicatrici pe corpul fizic, intervenții chirurgicale? Pentru că la fiecare operație pe care a suportat-o, s-a oprit timpul și s-a intervenit într-o răpire extraterestră, înțelegi? Ceva i-au modificat de fiecare dată. Pentru că uneori știi partea subliminală datorită ADN-ului original puternic pe care l-a avut, îi identifica în astral și împiedica să-și facă treburile, știi, să vină să o răpească. Și atunci au fost nevoiți să se folosească de acest tertip, pentru că de ca parte fizică, știi, suferă când merge acolo, oricum își scade un pic vibrația, un Da. pic frică, știi, și se putea interveni în acest fel. Chiar mi-a arătat un flash o scenă în care ea stă întinsă, la partea de la bazin, la abdomen, tot mai jos. Așa are loc o intervenție. Medicii stau cu instrumentele așa în mână și asistentele încremeniți, se deschide un Portal. spot, un portal, un spot de lumină și efectiv corpul ei fizic este tras efectiv în sus. Vezi un anestezia ca substanță, să știi că perturbă foarte, deci cum să spun, narcoza asta. Da, perturbă Deci, corpul. foarte mult, deci e, cum Da. să spun, e ca și cum partea subliminală este într-o pâclă atunci. Nu e Și ei spun conștientă. că nu că n-ar fi conștientă E, pentru. dar e amețită, e Dar, deci nu perturbată. poate să reacționeze cu viteza fulgerătoare la care ar reacționa dacă ar fi în Dacă ar normal. fi normal, da. Închid portalul ăsta. Apoi simte, vrea să știe că, de ce simte teamă, furie, deznădejde, blocaj în gândire și luarea deciziilor. Să nu uităm ce a avut pe spinare, da? Pe Da. spate. Deci au Toate. toate Deci, acestea, da. ce sentiment vroia să simtă domnul Libelulă, știi? Deci îl provoca ei. Deci e ca și cum noi ne-am comandat meniul, să facem o paralelă, da? Mergi la un restaurant, te așezi la masă și comanzi meniul. Ce vrei să mănânci, da? Vreau o gustare întâi, da? Da. Bun, îi provoacă teamă, să spunem. Apoi vrea felul principal, da? Provoacă furie. Culege. Și felul principal. Apoi desen, da? Un pic de deznădejde. Iar slaba stimă de sine se creează de obicei în ființe, în oameni, pentru că
țin permanent, știi, ca într-un tub, știi, toate sentimentele acelea joase. Ele nu sunt eliminate în afară, circulate în ființă. Rămân cumva blocate acolo, adunate, Stocate, adunate. stocate, dar este un cumul, da. Cristina, am terminat punctele. Începem curățirile. Întreabă partea subliminală a lui Lili cu ce vrea să înceapă. Corpul emoțional pentru că îl simte foarte greu. Ok. Să-și adune cu mâinile energetice toate emoțiile grele. Știi cum procedează? Deci a făcut ca o fustă de energie, ca o rochie, să spunem, începând de la chakra gâtului, știi, adunat. Le-a acumulat pentru că sunt foarte multe și a ieșit, știi, ca o crinolină. Și a ieșit din crinolina asta și analizează, pentru că este propria creație și vrea să o identifice și să memoreze, să păstreze informația, să nu mai recreeze așa ceva. Acum o rulează, știi, a devenit deja ca un donut, o rupe. A devenit ca o bară. A rămas ca un, de mărimea un bețișor de înghețat, să spunem. A rămas și l-a aruncat într-un portal. A închis portalul. Bun. Cum Suntem o vezi gata. acum? Este foarte luminoasă. Foarte, foarte luminoasă. Energia lor dominantă, cum am văzut și de pe planeta ei, este de un gri strălucitor, dar, cum să spun, ca argintul viu așa, dar mult mai luminos. Deci nu prea există la noi pe Terra această culoare, știi? Deci prana ei are această culoare. Este foarte frumoasă, este luminoasă. Mai are în corpul mental de curățat un pic și gata. Implanturi nu mai are, am scanat-o din cap până în picioare încă o dată. O să o mai scanez încă o dată de la corpul mental, pentru că știi că sunt părți subliminale care își creează autoprograme și își ascund implanturi. Mi s-a mai întâmplat, să mai întâlnim. Să-și cureți corpul mental dacă ești de acord. Da. De această dată și-a înălțat energia deasupra ei, prana ei, știi, și-a făcut un gen de trunc de con. Intru și eu cu ea în acest trunc de con, suntem în mijloc și ea parcă scoate de niște sertărașe, știi, tot ceea ce nu-i convine cu o repeziciune uimitoare față de trei de unde ne aflăm noi, știi? Da. Și comprimă, comprimă, comprimă în palme toate acele chestii pe care le adună de jur împrejur cu o repeziciune uimitoare. Așa, deci, ca și cum ar fi fost, știi, stocate așa, programe, programele, autoprograme și așa mai departe. Opa! Știi ce am văzut? Un program karmic pe linie genetică feminină pe care l-ar fi moștenit și Alexandra, prin care femeile din karma Familie, lor, da, de dar pe linia genetică. nu ar fi fost nici foarte fertile și nici foarte fericite în relații. Este un program care l-a avut 25 de vieți în urmă, acum l-a dizolvat și peste, dar este interesant, știi? Mi-a atras atenția. Mi-a spus că spune că cea mai frumoasă carnare a ei a fost la începuturi pe o planetă unde a fost un fel de zănișoară. Și mi-a arătat ceva flash-uri din acea viață foarte frumoasă.
Numai frumusețe, armonie, zâmbet și culoare acolo. Rulete, pădici. Ca și cum am fi într-o poveste cu ștrunfi. Uită-te din nou la partea subliminală a lui Lili. Printr-un program, deci exact pe omuleț avea un implant. Printr-un program, deci nu în viața asta. Mi-a arătat, a avut exact pe omuleț, știi, în fundul gurii. A avut un implant odată. 4 vieți. Nu mai are absolut nimic, deci își ridică vibrația foarte mult, se luminează acum. Luminați. Tu știi că ei au scheletul strălucitor. Da. Da. Și să spun o chestie, deci undeva între două vertebre în corpul actual fizic. Așa, deci are ca un punct de cristal, dar nu este nici implant, nu este ceva nebenefic, este ceva prin care cei din rasa lor se localizează între ei. Și îi mai servește acum? Aici? Pe terai chestia Da, asta. da, da, da. Deci, ca și cum, știi, deci eu mi-aș pune un punct ca să fiu în conexiune cu tine. Suntem surori, suntem, știi, ca să nu ne pierdem complet. Oriunde am fi. Și să nu ne pierdem complet. La fiecare încarnare a avut lucrul ăsta. S-a încercat. Vezi tu, de fapt, știi, vezi mincinosul ăla de șarpe și acolo a vrut să... El de asta stătea, știi, stătea cu capul în sus și căuta o metodă, cum să Ca să o spun, deconecteze nu de să o a ei. deconecteze complet, știi, și să se folosească de altceva, știi. Da. Ca și grad de conștientizare, la începutul sesiunii, ce grad avea de conștientizare partea subliminală a lui Lili și la sfârșit? La începutul sesiunii avea 26, acum are 55. Mai urcă? Da, este un continuu E în transform. creștere. Da. Ok. Am cam terminat curățirea, nu? Da. Uită-te un pic atunci și hai să facem curățirea și a noastră. Are un mesaj pentru partea Ah, fizică. ok. Ce mesaj are Se să-i spune transmită așa, lui Lili? deci partea subliminală a Lilianei are un mesaj pentru partea fizică care sună așa. De acum înainte tu creezi ceea ce va fi viața ta și cum va fi, dar să nu uiți că ești răspunzătoare de propria ta creație. Se pare că câteodată în viață, în această viață chiar, deci a creat și a ieșit negativ și s-a speriat de propria ei forță, știi? Deci n-a creat în mod pozitiv, s-a înfuriat și a zis ceva și acel ceva s-a materializat. Și atunci s-a speriat de forța propriei creații. Deci îi atrage atenția Atenția. asupra acestui aspect. Atât. Bun. Mă uit la tine. Acasă. Nu știu, ți-ai trimis o lumină vindecătoare aseară la gât? Deci, ți-ai trimis prana ta, iubirea, în zona gâtului? Da? Te-a supărat gâtul? Că Da, fac des asta mai văd un fus. Da, văd un fus de lumină care lucrează de zor acolo. cu alergia, știi? Da. Cu alergia mea.
Dacă merge până în nas, știi, și în nări. Și o tratez cu iubire. M-am uitat în nările tale acum. Da. Acolo, între nas și gât, se manifestă alergia asta. Nu, n-ai nimic, stai, n-ai niciun implant, nu sunt nanoroboti, Păi se înțelegi cum? creează inflamație și spunând cuvântul iubire, efectiv simt cum se dezinflamează țesutul și cum nu mai mă ustură. Să știi că, vezi tu, ADN-ul tău original, știi, arată că, știi, substanțele de pe tela și așa și... Bun. Ești gata tu ca curățată, așa te văd foarte curată, știi, casa ta este rândul meu. Am avut un rezidu energetic în zona asta. Deci între chakra 3 și 4 era localizat. Tu știi, arăta ca o rețea. Arăta. Am curățat-o frumos, bun. Eu mi-am curățat și casa. Gata. Curăță și device-ul și înregistrarea noastră, să nu mai pățim vreo. Momentul când ai început să spui, știi, să formulezi asta, am văzut un ochi roșu așa. Și un ochi mare, mare, și îndreptat. Deci, este dincolo, știi, de perimetrul nostru, de câmpurile noastre energetice, este undeva din afară, dar l-am văzut uitându-se cu ciudă. Spune, ne vom regăsi noi și Victor, vei reveni noi, iarăși te vom da afară. Da. Gata, suntem gata. Ok. Cristina, te pregătești să reintrăm Da. în 3D? Da. Ok, acum eu voi număra de la 1 la 5. 1. Te deconectezi de la tot, toate și toți. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară, mai relaxată. 5. Deschide ochii. Cum e? Ești bine? Bine, dar mi-a venit pisica. Deci o